pe care le comentăm, luate din partidele jucate de către mari maestri în această primă poziție, negrul este la mutare. Deci, practic, cu aceste două, trei poziții, care vreau să vă arăt pe mă și niște partide, învățăm în primul rând cum să contraatacăm în poziții în care suntem în apărare, totuși. Că nu degeaba avem acea zicală, cea mai bună apărare este contraatacul, da? Deci suntem în această poziție în care la negru este un fost mare maestru ungar, Laszlo Szabo, foarte, foarte puternic pentru multă perioadă, mare maestru ungur, care până la apariția lui Portiș, pe parcurs a vreo 20 de ani, a fost number one în Ungaria. Și el este aici într-o poziție cu negru în care practic eu vă analizez prima dată poziția, da? Când ne uităm aici, observăm următorul lucru cu privire la siguranța regilor. Ambii regi sunt relativ siguri, dar totuși care este eventual, care dintre cei doi regi poate fi atacat mai ușor? Cel alb sau cel negru? Ia zi, Alesia, după părerea ta. Cel alb. Cel alb poate fi atacat mai ușor, nu? Și pe ce te bazezi când spui această frază? Pe ce mă, piesă mă... Pe ce te bazezi? Pe așezarea pieselor, nu? Da. Corect. Și ce piese negre poți tu îmi poți arăta că acest rege alb este în pericol? Nu. Cel negru la o adică poate fi atacat. Uitați-vă la săgețile verzi. Deci planul albului este foarte, foarte clar. G4, G5, îți atac acel cal din F6 care va veni automat la E8. Da? Și pe urmă, mai devreme sau mai târziu, voi încerca să joc cal G3 și cu F6 să sparg păturică. Deci cel care este eventual în apărare, putem spune în acest moment, este negru. Deci Laszlo practic este pe post de pradă în acest moment. Și de obicei, în astfel de situații, trebuie neapărat să vă căutați contrajocul. Și contrajocul, puteți spune, urmărind această poziție, băi, la prima vedere, cine are majoritate de pion pe flancul damei? Negru sau alb? Negru, nu? Are 3 pion contra 2. A6, B5, C4 contra A3 și B2. Dar dacă încerci să joci A5 și B4, este foarte, foarte lent acest plan. Și nici nu produce mari pericole albului, care pur și simplu poate să nu te bagi în seamă. Deci tu joci A5, el joacă G4, tu joci B4, n-ameniți nimic, el joacă G5, n-ameniți dintr-un foc. E vorba și de viteză aici. Și atunci, Laszlo găsește un plan foarte logic aici și joacă acest turn de la F8 la C8. Vreau să înțelegeți un lucru. De ce el vrea să împingă în acest moment pentru a-și căuta contrajocul, dorește să joace C4-C3. Da? Dar acum eu vă întreb pe dumneavoastră și dumneavoastră mă puteți întreba pe mine, bine, bine, dar de ce nu joacă post? Că ăsta stă și doarmă, ăsta deja l-ai mutat odată când ai făcut rocadă mică. Nu. În momentul când joci turnul de la F8 la C8, ai asigurate două lucruri. În primul rând, e sigur că știi, ești conștient, în primul rând, bună loc, ai. Ești conștient că vine atacul albului pe tine cu G4, G5 și ești conștient că acest cal va ajunge la E8. Dacă ajungi la E8, spuneți-mi și mie ce ar fi făcut acest turn la F8. Deci trebuie neapărat să-l aduci la contrajocul tău pe flancul damei. Al doilea lucru, eventual, poți să-ți faci o cale de scăpare a regelui negru spre F8. De aceea joacă turnul de la F8 la C8. Și albul continuă planul lui, care este într-un fel foarte logic. G2, G4, C3. Da? Și aici, dacă încerci să joci G5,
partid a jucat Petrei. Dar ca fapt divers, ce a jucat la Ghecici? Jucați cale 8 sau puteți profita eventual de o mutare intermediară? Profiți de mutarea intermediară și deschis cu tempo, că nu poți să-ți bate la pe 6, că-i bați la 1 și câștigi material, da? Deci, de asemenea, ce se întâmplă la BC3? Păi după turnea pe C3, G5 și cale 8, ai contrajoc, să zicem, turnul de la E1 la C1 și aici poți să joci și turn de AC8, dar poți să și bați la oarecă. Da? Deci ai contrajoc realizat pe flancul damei? Da. Și momentan acești doi pioni încă nu reușesc să-ți producă ție mari bătăi de cap. De aceea în partidă, revenind înapoi, i-a jucat B3. Și aici pur și simplu Laszlo, ca să-și continue contrajocul, îi joacă C2. Cu ce scop, Mihai? Că văd că te uiți în stânga jos. Cu ce scop? Da. Care a fost ultima mutare a negrului? Ion la C2. Corect, de la C3 la C2. Cu ce scop? Tot timpul când îți face adversarul o mutare, trebuie să te întrebi. Cu ce scop? Vrea să folosească câmpul C3 pentru o piesă proprie. Care e piesa aia? Turn. Corect. Deci vrea să joace turn C3, să-ți lege acel nebun. Da? De aceea, albă joacă. G5, scuzați-mă, și după cale 8 nebun de 2. Deci întâi dă cu tempo, da? În cal și pe urmă. Dama e 7. Uitați-vă la săgeata roșie care am construit-o și aici intervine, deci câte bătăi am făcut pe acest pion de la A3? 2, da? Îi joacă B4 și aici intervine într-un fel și... Deci îi joacă A5. Observați cum negru este pur și simplu... trebuie într-un fel silit de situație ca să-și... promoveze planul lui de contrajoc pe flancul damei, pentru că altfel ar cădea sub atac pe flancul regelui. Și după B-a pe A5, normal calculatorul zice aici că cea mai bună mutare este B4. Dar el face o mutare foarte, foarte interesantă aici. Asta nu înseamnă că e câștigat, dar produce greutăți adversarului. De obicei, când ai de ales între două mutări să o faci într-o partidă practică, nu faceți acele mutări la care albul răspunde într-un fel negândindu-se deloc și fără mari greutăți, da? Și încercați să-l puneți, în primul rând să-l puneți pe gânduri, că va pierde timp și când gândește, fiind om și nu mașină, e posibil să și greșească. Și uitați ce îi joacă negru aici. Bam! Turnea pe A5. Zici, bă, frate, ce făcuși aici? Și acum ce o... Da. Bate și bate. Nu poți să împingi pe 6, că am șahul ăsta, da? Atenție. Normal aici cea mai bună cred că ar fi fost... Ce ar fi fost? H4. Că turnul din E1 e apărat de nebunul din A5. Da, cred că H4 ar fi fost. Deci în partid a bătut. Turnea pe C1, dar după dama ia pe G5 cu șah, dama G3, dama ia pe C1, poziția asta față de poziția inițială în care am început și în care negru era pasibil de un eventual atac, s-a schimbat dramatic, nu? Mai are, ca să spun așa, negru probleme cu atacul albului? Nu. Ăsta a jucat aici nebun B4, dar după nebunia pe B4 și damă B2, șah și după cal de 6 a intrat în poziție mai bună. O arăt așa ca fapt divers. Nu mai contează. Deci aici întrebarea se pune care
stă să câștige, nu care stă să... Deci am un cal la van post, după dama aia pe B4, a mai durat vreo 30 de minute și cu asta basta, da? Ce vreau eu să înțelegeți, nu vreau să înțelegeți toată, tot restul partidului, vreau să înțelegeți că întotdeauna când vă aflați sub pericolul unui atac iminent al adversarului, încercați să-i opuneți un plan cât mai activ, Mihai. Eu vreau să te văd pe tine că ești cu ochii ațintiți acolo, nu că ești cu ochii... Ia arată-mi ce scrie pe... Pe geanta aia, că ești cu ochii ațintiți pe spatele genții. Dă-o încolo de treabă. A doua poziție. Din nou foarte zgubilitică, v-am făcut cu săgeți verzi. Negru este la mutare, o partidă într-un fel celebră, să știți, de la turneul de la Zurich, turneul candidaților, interzonal Zurich 1953, albe fiind Geller, negru Max Ewe. Al câtelea campion mondial de șah a fost Mihai Max Ewe? Nu știu. Luca? Max Ewe. Max Ewe. V-am spus că trebuie să învățați cu mine și puțină istorie. Al câtelea a fost și între ce ani? Robert Zic. Doi ani. Corect. Între ce ani? Și al câtelea? Între 1935-1937 și a fost al cincelea. Al cincelea. Da. Bun. Și el este la negru și este clar, joacă împotriva unui alt mare maestru foarte puternic. Când la data discutării partidei, el nu mai era campion mondial, în 1953, dar lupta într-un turneu de pretendenți. Și aici este clar că albul va fi în atac. Da? Dacă vă uitați la dama H5, tur H4, regele ăsta negru, se poate afla foarte rapid sub atac. În astfel de cazuri, Luca, uită-te la tablă, nu te uita în jos cu ochi pierdut și goi, trebuie neapărat din nou să fiți cât mai activi în apărare. Deci să adoptați o apărare cât mai activă cu contraatac. Spuneți-mi și mie, într-un fel, dacă vă uitați la poziția albului, care poziție, care piesă albă este pasibilă de un atac aici? Vă spun tot eu, acest pion din D4. Da? Deci, încă o dată, când vă aflați sub pericolul unui atac iminent al adversarului, trebuie neapărat să contraatacați. Și Max Ewe joacă foarte bine aici B5. Nu numai că își mai apără odată acest cal din C4 de grevând turnul din C8 de eventuala lui apărare, dar își face loc la dama neagră la B6. El ar continuă tur H4 și Max Ewe joacă dama B6. Și aici normal calculatorul zice că nebunea pe C4 într-un fel e cea mai sigură, dar poziția după nebunea pe C4 într-un fel începe să fie relativ mai ușor de apărat de către negru, pentru că albul ar ceda perechea de nebun și nebunul de la D3, care în acest moment este la D3, vrea să fie folosit de către alb în atacul regelui negru și împinge E5 el. Normal că el vede că acest pion nu este apărat din spate, pionul din D4 este pe legătură. Dar el consideră așa, că după, deci Max Ewe bate acel pion, calia pe E5, și Geller îi bate în E6, deschizându-și diagonala nebunului. Max Ewe îi bate și aici Geller îi bate. Ca fapt divers, asta nu te duce la absolut nimic, pentru că am mutarea intermediară de amă C6. Și mi-au pionul înapoi, nu ne putem să bați nimic pentru că ești mat la G2, da? Dar Geller bate. Deci dama ia pe D3, da? Și cel puțin la prima vedere ai atac cu albul, pentru că după dama ia pe E6, deci ce amenința albul aici? Mat într-o mutare. Dama ia pe H7, deci acel pion de la E6 trebuie să dispară. Dama ia pe E6, dama ia pe H7, șah.
rege pe 7, Nebuchadnezzar. S-a pus rusul pe săracul olandez, nu? Și uitați ce mutare găsește negru aici, te apucă și râsul. Ia uitați-vă, rog, Turhașul. Care îmi spune ideea acestei, așa zis, sacrificiu de tur? Deci, odată sunteți cu negru, sunteți atacat din răsputeri și trebuie neapărat să găsiți un eventual contraatac. Care este contraatacul pentru negru la o adică? Din nou, uitați-vă la piesele albe și gândiți-vă ce piesă albă aș ataca. Doamne, am un nebun tătic aici, pe diagonală mare deschisă, și aș vrea să atac acest pion de la G2. Mamă, ce bine ar fi să vin cu turnul aici. Dar nu pot, că e dama la H7. Acum înțelesereți logica? Deci acest turn H8, pur și simplu, îi dă un turn degeaba, numai ca atacul albului să slăbească în intensitate și eu să am timp să-mi fac de cap pe flancul celălalt. Și după dama H8, tur C2. Și în acest moment, ce v-am spus eu, tot timpul este mult mai greu să te aperi decât să ataci. Gândiți-vă într-un fel ce șoc are albul, pentru că el cu 3 mutări înainte zicea, mamă, sunt în atac. Îl fac praf. Și acum dintr-o dată se pomenește el sub atac. Și e tot timpul mai greu să te aperi decât să ataci. Aici comentatorii de mai târziu și calculatoarele inclusiv spun că după acest D5 poziția ar fi fost egală. Este Luca? Deci D5 și calculatorul, de exemplu, dama D5 este complet greșit, da? Pentru că ar urma turn E4. Deci contră pe contră. S-am închis diagonala, ați atac la E8, e nașpa. Dar după nebun ia pe D5. Ar fi cu... Și tu ce unul, parcă. Poziția e foarte complicată aici. Turn G2, rege F1. Și marea diferență este că acest nebun este aici și nu este aici. Să vedeți cum s-a jucat partea. Are dama C4. Exact. Să vină cu dama. Exact. Sau dama B3, de fapt. Deci, Gheler, efectiv, neînchizând această diagonală, îi joacă direct turn C1. Și după turn G2, șah, rege F1, dama B3. Observați? Cu dama F3. Gheler mai face o mutare aici. Aici când pui calculatorul este complet pierdut. Mai face rege E1, dar după dama F3 cedează. Pentru că ești mat cu dama F2 și turn G1. Așa, în încheierea lecției, când mai am încă vreo 10 minute, vă arăt o partidă sau două, haideți să vă arăt pe asta. Asta s-a jucat ieri. La Blitz. Ultima partidă din sfertul de finală al Ireza Piruja Wesley So. Și s-a jucat. Ce? Iar ei? Da, dragă, ce? Mă faci mincinos în față? Ești neîncrezător în ceea ce spun eu? Da, e, în turneu online. Da? Voi nu urmăriți? Voi nu urmăriți MCS-ul? Din 16 jucători mai sunt doar 4 în acest moment, care joacă semifinalele. Și până vor juca finala mică, finala mare. Da. Deci, în acest sfert de finală s-a întâlnit Alireza Firuja cu Wesley So. În prima zi a câștigat Alireza Firuja pe rând, dar în a doua zi, în al doilea set, cum s-ar spune, l-a câștigat Wesley So și a ajuns la prelungiri. Ce înseamnă prelungiri? Prima dată două partide de blița câte 5 minute și dacă egalitatea se menține, se face un Armagedon. Este Mihai, că știi ce e la Armagedon? Știi, nu? Felicitări! Așa? Deci primul blitz remiză, al doilea blitz este partida asta și vreau să vă arăt o partidă. Deci e foarte interesantă pentru că vedem și o idee nouă în rusă, ceea ce e mai rar. Deci uitați ce joacă puștiul ăsta, Alireza Firuja, în speță, pentru că el câștigă partida, câștigă meciul, s-a calificat în semifinal. De ce 4-5, Wesley So, unul din cei mai duri jucători și mai tenace și tot ce vrei, calfe 3,
cale 6, cale 5, D6, cale 3, calea pe E4. Teorie pură până aici. Și normal aici se joacă D4, D5, nebun de 3, nebun de 6, scuze, rocadă mică, nerocadă mică și C4. Asta e teorie, jucată de pe vremea lui Kasparov Karpov în meciurile lor pentru titlu mondial. Ce credeți că joacă Firuze? Nebun de 3. Și după D5, dama e 2. Și după dama e 7, că normal trebuie să joace asta, nu? Că altfel pierd un pion. Rocadă mică. Cal de 6, dama de 1, dama de 8, că vreau să joc turneu 1, dar tot joc turneu 1, șah, cal C3, îți atac pionul din D5, C6 și B3. Eu sunt aproape convins că asta e pregătire de acasă. Nu ai cum să nu te pregătești. Deci, practic, Alireza Firuja, într-un fel, nu luptă absolut deloc pentru centru cu pionii și îți dezvoltă piesele ușoare. Rocadă mică, nebun A3, nu B2, A3. Nebun G4, H3, nebun H5, trec puțin mai repejor așa ca să vedem unde este elementul. Dame 2 din nou, nebun F6, aveam două bătăi pe nebunul din E7, dame E3, uitați, într-un fel Alireza, ca să spun așa, investește vreo trei tempouri, dar unul dintre tempouri nu prea contează prea mult. Acest dame E2, primul tempo l-a făcut cu un tempo pierdut și de către Weslesov, pentru că i-atacase nebunul din E7. Deci dama E3, turne 8, dama pe 4. Și aici Weslesov greșește. Și bate turnul. Normal, ești cu negru, vreau să fac remiză, eventual să intru în Armagedon, dar bate turnul. Acum, într-un fel, greșește, dar, de exemplu, calculatorul dă aici variantă cale 4. Cum, Doamne, iartă-mă, practic, să joci acest cale 4? Pentru că după nebune 4 și turne 4... Schimbă tot și am spus, dar bine, am probleme de ultima linie. Păi vezi, rămâi cu un pion în plus. Deci, ce? Nebun pe 3, G pe 3. Dar nu pot să joc și damă pe 3. Că nu pot să joci damă de 2. Că joc tur de 1. Nu, damă ia pe pe 3, damă de 2, tur de 1. Și ai citat. Damă 1, damă 1, G5. Damă G5. Deci stai un pic. Deci tu zici că la nebun pe 3 nu poți să bag cu damă, nu? Stai un pic și damă de 2. E, da, am cale 4, deci, da. Da. Și final mai bun. Cum? Damă 2. Bine. Nu, e final mai bun. Nu, e final mai bun. Pe doar, da, nebun mai doar de cale. Dar oricum, asta era varianta care, într-adevăr, calculatorul zice, e posibil ceea ce ziceți voi, asta să fie văzut și calculatorul. Dar Weslesov nu vrea să dea pion și bate. Și după ce bate, cale 8. Și acum Alireza Firuja face cea mai agresivă mutare posibilă, care îi câștigă un pion, dar care culmea nu e cea mai bună. Cumpără piesele. Da, deci Firuja face o mutare la care toți aia am urmărit așa în direct, zic, când au văzut-o, uaa, ce tare, damă pe 4. Sau nu, stai, ce a jucat G4 întâi și după aia damă, nebun G6 și acum damă pe 4. Pe ideea clară, ori damă pe 8, ori damă ea pe B7. Nu? Dar calculatorul zice aici că cea mai bună ar fi fost G5. Și după nebunea pe C3, turne 7. Deci vedeți, și după, trebuie să aduci nebunul înapoi, dar după ce bat, să bat cu G-ul.
Dar indiferent cu ce bați, indiferent că bați cu calul, indiferent că bați cu ghiul, tot cal de cinci joc. Și joacă ăștia aici. Calculator, corect. Dar Firuja a făcut într-o... Și Firuja s-a gândit un pic la mutarea asta. Deci el aici, în loc de G5, a jucat damă B4. Da, cred că n-a văzut cal G5. A văzut B7. A văzut, da. Și asta e bună, îți asigură un pion, dar totuși observați că nu v-am zis eu degeaba cât de tenace este Wesley Soares. Unica la părinți, cal D7, damă B7, turciu. Cal A4, foarte bine, cal C7, mai dă un pion. Damă ia pe C6, cal E6, deci îi mai dă practic un pion, da? Dar și face contrajoc, domnul Wesley Soares, cu negru. Turnea pe C2, nebun de 6. Observați că în acest moment, la o adică Firuja o avea el cu albul 2 pioni în plus, dar una este la blitz, a doua păturica lui este puțin plecată la plimbare, încercând să facă acel atac. Să vedeți unde se rupe echilibru. Cal C5, extraordinar această mutare, care practic încearcă să profite de legarea nebunului din D6. Deci nu poți să baci cu calul, că după turnea pe C5 ai pierdut partida. Și practic ești forțat la cal C3 aici. Da? Deci încă o dată, calea pe C5, turnea pe C5, cișuri. La revedere. Cal C3. La damă de 3, turn C6. Nu e cum să apem nimeni. Deci stai... da, tură C6 și nu mai e cum să-l apere a doua oară, da, da, exact, da. Deci, Alireza joacă cal C3, nebunea pe C3 și aici, normal, trebuia să bată la C3. Dar Wesley Soares aruncă în atac, acum nu știu, și greșește, joacă acest cal pe 4. Gândindu-se că îl face praf aici, această combinare de cal și turn pe linia a doua, îți pică pionul H3 și eventual îți pică pionul din F2. Și Alireza zice mersi și a calea pe F2, turnea pe F2 îți iau calul, da? Dar la calea pe F2 asta mută simplu, regi G3. Și în acest moment, într-adevăr, Firuja rămâne cu un nebun în plus. Dar normal că asta nu cedează. Damă de 7, să ameninți pe domnul de la G4, dar după damă de 4 și damă C6, nebun pe 4, apropo, ca fapt divers, nebun pe 4, greșeală. Nu, ca să înțelegeți. Deci, se juca și la mare viteză. Deci damă de 7, greșeală, nu e cea mai bună mutare. Cea mai bună mutare. Greșeală. Greșeală. Așa? Damă C8, greșeală. Nebun de 2. Cedează. Și mai mai și greșesc. Da. Într-adevăr, greșesc forțați de timp, greșesc, dar ne arată în primul rând ce luptă se face pentru un punct, nu ca voi care dați piesă la mutarea a treia. Vă mulțumesc pentru lecție. Mai aveam o partidă. Vreau să vă prezint o partidă de la Skyrim. Ultima partidă la șac normal între Nepomniachtchi și Magnus Carlsen, care știți că au un meci pentru titlul mondial în noiembrie.